Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Avem două zile pline, o sâmbătă și o duminică, excelente din punct de vedere al ofertei, din punct de vedere al fotbalului, din punct de vedere al spectacolului. Apoi va fi o perioadă un pic mai relaxată, câteva zile doar, fiindcă deschidem ușa echipelor naționale la mijlocul săptămânii viitoare. Vom avea multe meciuri ale echipelor naționale de aici din Europa, barajele pentru campionatul mondial și din America de Sud. Până săptămâna viitoare însă mai avem, mâine avem Clasico, dar și până mâine mai avem și nu doar Clasico, avem mâine, avem și Roma-Lazio, avem și Marseille-Nice, un derby al Mediteranei în Franța. Până mâine însă zic să facem o vizită în Italia. Astăzi ne vom concentra pe trei partide din campionatul italian, Serie A. E un campionat foarte frumos, poate cel mai frumos din punct de vedere al luptei pentru titlu. Sigur că e și Premier League acum acolo. Câte vreme diferența între City și Liverpool a rămas un singur punct, însă aici în Serie A sunt implicate mai multe echipe în această luptă pentru Scudetto. Măcar 3, deși eu aș pune 4, aș pune și pe Juventus cât de cât în această luptă. Și primele 3 echipe, cele care, despre care spune toată lumea că se luptă pentru Scudetto în acest sezon. Cele trei echipe joacă astăzi, sâmbătă, și despre fiecare va fi vorba. Începem cu Napoli-Udinese, e primul meci al acestei zile. Și e limpede că Napoli e favorită jucând pe teren propriu. Udinese însă, acum câteva etape a încurcat pe Milan. E o echipă imprevizibilă, echipa din Udine, însă Napoli pare să fi trecut așa peste problema eliminării din Europa League în fața Barcelonei și acum au trecut, pare să că au trecut și peste înfrângerea cu Milan și se pot concentra, pentru că înfrângerea cu Milan nu s-a dovedit a fi chiar așa o catastrofă, ținând cont de rezultatele ulterioare înregistrate în campionat și de Napoli și de Milan. Sunt în luptă napoletani așadar pentru prima poziție și vor lupta pentru ea până la final, așa că în teorie meciul ăsta ar trebui să fie destul de clar aparținând celor de la Napoli. Cota e mică însă pe victoria celor de la Napoli, așa că hai să vedem ce putem adăuga aici, ce putem pune alături de acest 1. Ne uităm aici la golurile marcate în ultimele 8 meciuri directe în toate competițiile dintre cele două echipe. A câștigat Napoli aproape tot, 90%. A fost un 1-1 doar în 2019 și dacă dăm la o parte acel meci, Napoli a dat cel puțin 2 goluri în toate aceste dueluri directe de care vorbeam. Cam pe asta mergem și noi. Nu se poate baza, n-ar trebui să se bazeze Napoli că Inter și Milan se vor încurca în această etapă, așa că ar trebui să-și vadă de temele ei, să-și le facă așa cum trebuie. Mizăm pe victoria celor de la Napoli și pe 3 goluri marcate în această partidă. Foarte bună cota așadar, după cum vedeți, pe 1 și 3 plus 2,25. Ceva mai târziu joacă și campioana, joacă Inter. Inter are cel mai greu meci dintre toate cele trei. Astăzi primește replica pe teren propriu celor de la Fiorentina. Fiorentina e o echipă bună în momentul ăsta, o echipă cu aspirațiile sale europene, cu dorința sa de a se urca, de a se apropia de locurile unde ar trebui să stea, ceea ce s-a întâmplat cu Fiorentina în sezonul trecut când s-a luptat cu mare emoții pentru evitarea retrogradării. Cred că e doar un accident. Vine Fiorentina după victorie 1-0, victorie normală contra celor de la Bologna. Își păstrează, are șansele sale pentru Europa. Inter n-a reușit să câștige la Torino. A făcut doar egal, ba chiar punctul ăsta a luat cumva cu ajutorul arbitrului, fiindcă putea fi mai rău. În momentul ăsta Inter are o mare problemă, nu se mai poate baza pe eventualele puncte din restanța cu Bologna pentru a trece pe primul loc, chiar și cu punctele alea, înaintea acestei etape, evident, discutăm, chiar și cu punctele alea, Inter ar fi tot sub Milan la număr de puncte, ceea ce e o problemă cumva pentru echipa lui Simone Inzaghi, pentru campioana Italiei. În tur a fost 3-1 pentru Inter.
Și ar trebui cumva ca Inter să forțeze victoria și în meciul ăsta. Însă, iarăși, cota este mică și aici, acest 1.50 pe victoria Interului, e o cotă mică și periculoasă. Cotele mici sunt periculoase pe astfel de meciuri, mai ales. Nu e ok neapărat să riscăm, să punem totul pe o astfel de cotă. Ne-am gândit însă și la altceva și ne-am gândit că am putea să aruncăm o privire și în alte locuri la aceste pariuri, ceea ce vă și sfătuiesc să faceți, să mai căutați și în zona specialelor, de exemplu, pentru că acolo sunt și acolo pot fi alăturate două pariuri și se poate scoate o cotă suficient de bună din două idei de acolo. Ceea ce vedem noi sunt cornerele, media cornerelor în acest sezon de Serie A. Inter e prima, Fiorentina e și ea aici, termină cumva acest grafic. E ultima noroc că a avut media asta, că altfel nu mai încăpea aici, dar are o cotă ok, are o medie ok de cornere, undeva la peste 5. Inter stă bine, 6,5. Dacă adăugăm așa cornerele, media unora cu media celorlalți, are și ceva interesant și are și ideea, este ideea pe care o avem noi la acest meci. Peste 9,5 cornere, cota este de, o să vedeți imediat, 1,90, o cotă foarte bună. Peste 8,5 cornere e o cotă mai mică, de-aia poate că e ceva mai sigură, asociată eventual cu altceva, asociată eventual cu cartonașe, asociată eventual cu șuturi pe spațiu porții, de ce nu, în zona pariurilor speciale. Noi rămânem însă pe această idee, 1.90 pentru peste 9,5 cornere în Inter-Fiorentina. Și mai avem Cagliari-Milan, meciul care închide seara fotbalistică italiană, seara de Serie A. Și în Sardinia se duce Milan și evident este favorită din nou. Toate aceste trei echipe sunt favorite în meciurile acestea, dar și aici cota 1.65 nu era pentru Milan, dar din nou este un pic periculoasă. E un pic mai mare cota dacă observați față de Napoli și Inter, doar pentru că joacă în deplasare și e normal să se întâmple așa. Milan e cumva pe cai mari, a învins etapa trecută pe Empoli, a profitat de egalul Interului cu Torino. Are un program ceva mai ușor până la finalul campionatului, ceva mai ușor, și a redevenit favorită la câștigarea campionatului. Are scudetul în propriile mâini în momentul ăsta. Și asta înseamnă că meciuri de genul ăsta trebuie neapărat câștigate. Cagliari la un moment dat se ridicase, acum a mai revenit așa cu picioarele pe pământ, două eșecuri la rând pentru Cagliari cu Lazio și cu Spezia, rămâne însă deasupra liniei de retrogradare, ceea ce era o mare amenințare la un moment dat, retrogradarea. Venirea lui Walter Mazzarri la Cagliari a mai schimbat, a dinamizat puțin echipa. Acum Sarzi sunt deasupra liniei de retrogradare și asta e tot ceea ce contează pentru ei. În tur 4-1 pentru Milan cu dublă Olivier Giroud. Ceea ce o să vedem acum noi sunt ultimele 8 meciuri ale Milanului în campionat. Golurile marcate în aceste 8 meciuri pe care ne-au încăput 9 în acest grafic. Media Milanului e bună, dar parcă nu mai dă chiar atât de multe goluri așa cum o făcea în turul campionatului. Poate că acum e stresul ăla, sunt angoasele alea ale primului loc și apropierea liniei, apropierea finish-ului, apropierea liniei de sosire. Pot induce așa o stare de agitație, de teamă. Echipa e mai așezată, parcă, dar de goluri marchează, iar din punct de vedere al golurilor primite, așa, pare că e stabilă apărarea Milanului. E una din echipele din campionatele europene
Milan s-a făcut o statistică în acest sens. Are cele mai multe victorii la un singur gol diferență, împreună cu Chelsea. Chelsea și Milan sunt echipele din acest top 5 campionate europene care au cele mai multe victorii la un singur gol diferență. E, pe asta mergem și noi. Mergem pe ideea că va câștiga Milan și nu vor fi foarte multe goluri în această partidă. Victorie Milan și 0-3 goluri, chiar e o cotă foarte bună. 2-35. Iar superbiletul acestei zile de sâmbătă, superbiletul ala italiana de astăzi, din cele 3 meciuri pe care tocmai le-am abordat, vi le reamintesc: Napoli-Udinese 1-3+, peste 9,5 cornere în Inter-Fiorentina. Cota este de 10, o cotă foarte bună pentru doar 3 partide. Mâine, așadar, avem Clasico, avem derby de la Capitale și un meci foarte încins, un derby al muritorilor, derbiul mediteranean al Franței, Marseille-Nice, derby al muritorilor în campionatul Franței. Despre astea, mâine, până atunci, toate cele bune!